În ultimele săptămâni a fost prezentată situația din mai multe școli din țară, mai ales din mediul rural. Școli care erau gata-gata să cadă pe elevi cu grupuri sociale în curtea școlii sau multe alte nereguli. Însă sunt școli în mediul rural modernizate după ultimele standarde, cu mobilier nou, interioare refăcute complet, încălzire centralizată și multe alte dotări pe care nici cei de la oraș poate nu le au. Este și cazul instituțiilor de învățământ din Comuna Comăna. Pe parcursul anului 2013 am făcut o serie de lucrări la toate școlile de pe raza Comunei și la, la Școala Generală din Comuna de Jos. Am acoperit o jumătate din acoperișii de, de pe corpul nou, fiind foarte, foarte, foarte mare, n-am avut bani suficient să facem tot și cu siguranță la primăvară vom rezolva și a doua parte a acoperișului. Am făcut-o pe cea care era mai deteriorată, am zugrăvit holurile, am pus geamuri termopan și școala din Ticușu nou este una de invidiat. Acum se fac ultimele lucrări la montarea unei centrale proprii care va înlocui sobele cu lemne. Acum suntem la școala din Ticușu Nou, unde este, ca să zic așa, era ultima școală care nu avea încălzire centrală. Și atunci am am cerut și am rugat Consiliul Județean să ne ajute cu, cu, sume pentru a putea rezolva și această problemă, pentru că de fiecare dată iarna, odată consumam lemne foarte multe, fiind nevoie să facem foc în fiecare încăpere și plus de asta se, se murdăreau pereții, se afumau, că știți cum e, cu mizerie, cu așchi femeia de serviciu făcea și pe fochistul și așa mai departe. Și atunci am găsit înțelegere pe la Consiliul Județean. Consiliul local a aprobat și vom face, vom face o încălzire centrală modernă pe lemne, care va deservi va, va deservi toată școala Ticușu Nou. Vom reamenaja o clădire care era magazia de lemne și acolo va fi camera centralei cu un vas de acumulare pe lângă boiler, vor avea și apă caldă, copii, vom avea și un, un acumulator foarte mare care va putea permite să să țină apa caldă în centrală mai mult timp. La școala din Ticușu Nou învață în jur de 90 de copii.